Continuăm și cu alte subiecte. Mortul e de vină. Aceasta e strategia cu care vor să scape de închisoare fiii vrăjitoarei Sidonia. Aceștia au spus că a fost vorba de legitimă apărare, însă sunt contraziși de procurori care spun că loviturile aplicate pe trupul victimei arată mai degrabă bestialitate, nu legitimă apărare. Avocatul fraților Marin a spus că, din punctul său de vedere, nu e un caz de omor, ci unul de încăierare. Persoana vinovată de începutul acestei altercații este, din păcate, victima. Că în acest context tot victima este cea care, după ce a părăsit incinta pub-ului, s-a deplasat undeva pe terasă și a revenit înarmat cu un ciob de sticlă, că a existat un atac material al acesteia împotriva celor trei frați, după care a urmat ceea ce a urmat, acea lovitură de cuțit care, din păcate, așa cum am spus, a dus la decesul victimei. Cei trei atacatori cu macete de la petrecerea vedetelor au depus plângere penală împotriva bărbatului mort. Cei trei frați au fost scoși din arest miercuri și duși la spital pentru a li se recolta probele biologice. Anchetatorii vor să afle dacă au consumat droguri în seara atacului. Totodată, cei trei vor fi supuși unei expertize psihiatrice. Procurorii contrazic pe cei trei suspecți care susțin că a fost legitimă apărare. Din referatul anchetatorilor reiese clar că victima a lovit prima cu pumnul, însă agresorii aveau cu ei maceta, care este căutată în continuare. Anchetatorii mai susțin că locul unde au fost date loviturile nu indică o legitimă apărare, ci intenția clară să-l ucidă. Frații Marin sunt acuzați de omor, dar și de tulburarea ordinii și a liniștii publice. Între timp apar noi detalii în acest caz. Bărbatul de 41 de ani din Târgoviște, omorât la hotelul din Padina, Dâmbovița, de frații Marin din clanul Fabian, era văr cu temutul interlop Genosu. Oamenii legii se tem acum de o posibilă confruntare între cele două tabere. Suspecții sunt frații George Armando Marin, 24 de ani, Laurențiu Marin, 31 de ani, cel care l-ar fi înjunghiat mortal pe bărbat, și Luis Justin Marin, 18 ani, fiii vrăjitoarei Sidonia. Amintim că victima în vârstă de 41 de ani a fost Sorin Angel. Bărbatul a fost ucis într-un conflict spontan la o petrecere care a avut loc din noaptea de sâmbătă spre duminică, în data de 10 spre 11 februarie 2024, la hotelul Belmont din zona Padina, în județul Dâmbovița. În hotelul unde a avut loc crima mai erau cazate și Antonia, Alex Velea și Alina Eremia. Vedetele au fost audiate de polițiști în calitate de martori.